Mihai Alexandru 25, câți bani ești dispus să dai pe mașina visurilor tale? Hei, dacă e mașina visurilor... Dacă e mașina visurilor mele, îți dai seama că aș da cât de mult pot. Cât se poate. De la Malin Own, ce diferențial ai? 323, autoblocant. Tot de la el, ai de gând să faci turul țării vara care vine? Păi la cât de des mă chemați mai alte orașe, cred că ar trebui să organizez ceva, nu știu. Să vorbesc la Carrefour, să-mi închirieze parcările, să mă învârt eu pe acolo. Păi ca să vezi următoarea. N-ar fi rău. Carlos 5888, Bosc, vii prin Pitești. Ca să se potrivească așa. Când o să fac turul țării? Alexandru Mihai 12, o să-ți schimbi vreodată marca la mașină? Nu. Noi. Eduard Darius Gaganu, ce mașină o să-ți iei viitor? A spus Ionuț DM, ești prieten cu Mitroi Răzvan. Da. Adi Bicir, ce recomanzi? E92 sau E46 ca prima mașină? E92, e mai nou și mai frumos. De la George SGE 36, dacă mergi normal cu un 2.0, cam ce consumare? Orașa fără mixt, doresc să-mi iau un 2.0. Nu știu, nu... eu nu merg normal. KBA Iulian, cât ai investit în mașină și cam cât dai combustibil pe lună, benzină, cauciuc, chestiile astea? Mașina am investit foarte puțin până acum, vreo 20 de milioane. Benzină nu știu, calculează, știu, 1 milion pe zi, ori câte zile are o lună. Și cauciucuri nici nu știu cum, cât să zic, depinde. Nu am o sumă exactă. De la Robert... e mult. De la Robert Trobi. A, ba, nu, scuze, Robert Robi 2002, ce mașină ai de gând să-ți iei pe viitor? Marcă, motor, a spus. Da. De la Cosmin Ghip 2, unde vii vinerea asta? La muncă. La muncă. Andra Elena 15, te gândi să-ți iei și altă mașină în afară de BMW? A spus. Am răspuns. Irinel G59, follow. La Irinel G59. Marian Caraba 10, cât ai dat pe BMW? Am spus. Ionescu Alexandru, ca ce muncești, a răspuns. Silviu, mii, cu ce mașini te-ai dat până acum? O grămadă. La drift te referi sau? Pe la drift. Pe M6. Nu știu, sunt prea multe să le... o grămadă de BMW-uri, o grămadă de Mercedes-uri. Multe rău. 28 Teodor, cu pisica 1.8 merge să te învârți. Da. În Iași o să vii, de la IGC Gabi. Când facem turul țării. Turul țării. Vlad Andranet Andrei 300, cum te-ai gândit să-ți faci un canal de YouTube? Am mai răspuns. Robert 26 Lau, ce părere ai de Skoda Octavia 1.9 ALH? Consumă puțin, e cel mai bun motor inventat vreodată, e apogeul ingineriei umane, e, nu știu, e motorul perfect. Nu consumă, ba cred că chiar îți dă motorii în el. Iulian Oberstărescu 89, cum ai învățat să faci difera? Răspuns. Ciusanu Florin, cu cât ai mers maxim cu pisica? 240 ceva, mai mergea, dar eram pe DN și era mașini în față și intram în Săftica și da. Timotei Nicu, de la ce vârstă te-ai învârtit prima oară? 19 ani. Ok, de la David Gheorghe, în ce loc o să te dai vineri? La muncă se dă. George Eric 1, ai făcut vreun tuning la E36 sau E30? Nu, așa am cumpărat E36-le și la E30 n-am luat la motor, era ok așa cum era. Dan Popa, îți place Toyota Supra? Ai vrea una? Băi, da, aș vrea una. Îmi place, dar e cam greu. De la Florin 0, nu, de la Florin 6, te uiți la Gaju Kid și dacă da, ce părere ai? Nu prea mă uit. Nu că să pare o nu mă uit la fraierii ăștia, dar nu mă uit că nu prea că ai la... timp să te uiți. Și că nu am timp, dar nu prea mă uit la YouTube, rămânește, mă uit mai mult în afară. Emanuel Ludwig 13, câți bani ai dat pe pisicuța, a spus? Daniel Andrei 350, te dai în fiecare seară la Petrom? Nu prea ne mai dăm la Petrom. Înainte, da. Daniel Andrei, cât a costat pisica? La fel a spus și ai de gând să-i faci modificări pe partea de motor. Turbo. Ispasionuț, de la ce vârstă ai condus prima dată? A spus, nu? Să nu spun. N-am spus. Prima oară? 14.
Enas 17, ce proiect car o să mai faci pe viitor? Nu m-am hotărât încă. Să-l termin pe ăsta mai întâi, bine. Termin Ion, în ghilimele, că n-ai cum să termin niciodată proiectul. De la Ion, 5550, ce mașină ai, ai răspuns. Cosman Paul, recomand Z36 la 18. Ani? Da. Da. De ce nu? Dacă știi să conduci, să am. Cosma Paul, blocant sau sudat? Bă, pentru mine, sudat. Că l-am condus un an, doi, m-am obișnuit cu el, nu mai e nicio problemă. Dar dacă ești începător și astea, ia-ți blocant, pentru că sudatul în curbe mai are tendința să te arunce până stâlpi, până garduri și e periculos. De la Robert Tudor, care a fost cea mai mare amendă primită? O întrebare bună. Cred că 18 milioane. 18 milioane. Un jackpot așa de ieri. Da. Eu nu iau amenzi, deci dacă le iau, mi le bagă de... Le recuperez pe toate. Mariano Diaz, cel mai bun șofer, Schumacher. Denis 11K, cât ai dat pe 36, ai răspuns. Peiciu, ce sfaturi ai pentru cineva care urmează să dea de permis? Fii atent la treceri, fii atent la semne, fii atent la semafoare, da. Uită-te mereu în oglinzi, asigură-te. Toți din trafic și ăla din față, da. Și ăla din spate, și ăla din stânga, și ăla din dreapta. Verifică mereu oglinzile, că poate să te taxezi și pe chestia asta. Adică nu să nu te uiți așa puțin cu ochii și să te întorci să te uiți, știi? Da. Mădălin Valentin 11, e ok să-mi iau pisicuță 2.0 Vanos la 18 ani? Da. Ștefănescu Bogdan, când o să-i faci un soft la BMW? Păi dacă are deja soft, dar dacă îi fac soft nu rezolv nimic, că nu are turbină. Îmi ridică turele puțin mai sus, dar are... Cosmin TG, o să faci un tutorial despre cum să faci drifturi? Da. Așa, 2, crezi că un E46 20D 150 HP face drift ca lumea? 100 cât? 50? 150 HP. Păi face, adică Soi avea un 2.0 diesel, se învârtea cu el ok. Face. Florin NVM7, ieșim vineri. Eu sunt la muncă. Ok, Sebi 911. Am o urgență. Așa, care a fost prima ta mașină? A zis Peugeot 206, vă zic chiar. Așa, Ilie Sasu, ce modificări o să-i aduci, mai aduci la pisică, ai spus. Body Urar Kes, ai fost vreodată în Brăila? Nu. Când facem turul. Care va fi următoarea mașină? Nissan 350. Da, a spus. Dani Lipan, părere, E39 M5 400 CP, V10 la 18 ani. Depinde dacă știi că ești puțin așa și ți-o încerci aiurea, nu-ți lua mașina, că o să mori garantat. Dacă știi că ești liniștit și ți-o iei doar pentru că, nu știu, îți place cum arată și cum se aude, ia-ți-o. Dar nu te gândi că... Pentru că am văzut mulți, frate, abia și-au permisul și eu sunt numărul 1, da, să mă arăt cel mai bine. Da, și vezi așa pe stâlp și e păcat. Gândește-te că nu mor doar tu, poate mai ești pe cineva după tine. Sau nu mor tu și moare ăla. Da. Flo 512, de ce ai vândut ursul? Am avut nevoie de bani. Așa, Andrei Andre 14, ce ai modificat la pisicuță, a spus. Robi TMX, ce muncești, a spus. Alex, da, Alex DWN, vin prin Slatina, când facem turul. Mihai Cristian, după pisicuță o să-ți iei Mercedes Audi 4X4 sau rămâi la BMW? După ce? După pisicuță. Rămân la BMW. Alin Alexandru 55, ce mașină vrei să ai pe viitor? Rolls Royce, right. Și vineri seara la Băneasa, nu, vineri seara suntem la muncă. Nu, glumesc. Gen, o mașină reală pe care chiar mi-aș dori eu ar fi un M5 E60. Ar fi... Matei Sido Prof, care este dream car-ul tău, a spus. Am Dragoș, ce artiști de muzică asculti? Mă, asta chiar e o întrebare că nu mai văd. Da, asta e o întrebare bună. Băi, ascult mult rap american, gen Young Thug, Kanye West, Jay-Z,
Machine Gun Kelly, îl ascultam pe X, dar a murit. Nipsey Hussle la fel, dar a murit. Dar ascult Drake. Nici nu ascult J. Cole. Sunt o grămadă. Și din România, nu știu, ascult unele piese de lui Lino, care au logică. Nu prea ascult de alea cu sos, e prea mult sos. Alea mi se par... mai scoate melodie bună. Așa, Nane, da? Ian. Ascult și de la Ian. Nu știu, am mulți artiști pe care ascult. Așa, stai că am pierdut pe aici. Unde este? Care este Dreamcar-ul tău? Ai spus și asta cu artiști. Adi Adișor 05. Fete de somn! Ai avut vreodată probleme foarte mari cu gaborii? Dacă ai avut, spune-ne toată povestea. O să vă fac un episod. Pentru că e o poveste lungă, amuzantă și o să vă fac alt. Cosmin Mirea, iute, care e mașina ta daily și mașina de vis? Mașina de vis ai spus-o, daily... Pisica. Pisica. Alex BWA, cai putere, an, bară, căci bani ai băgat să, câți bani ai băgat să, să faci pisicuța? N-ai băgat. N-am băgat niciun. Andrei Lel, ce motor are pisica și când îi vei măsura puterea? 2.5 și nu știu, pe mine sincer nu mă interesează câtă putere are. Dacă trage și pot să mă învârc cu ea, sunt fericit. Nu am nevoie să știu, stai ca mea are 200 de cai. Eu nu mă duc la liniuță, știi? Mi se pare stupid, stai față în față cu ăsta, unul cel la care zice... Mie îmi place să mai arzi până oraș, adică să, acolo arăți dacă știi să conduci, nu te pui drept și te rugi așa. De la Lucian Megea, ce mașină ai vrea să îți iei, ce jocuri te joci pe PC? Deci sunt două întrebări. A mașina a zis, ce jocuri vrei te joci pe PC? Înainte mă jucam CS, nu prea mai joc acum. PUBG, LOL, modul ăla de la nou TFT, Forza și cam atât. Mă mai joc și pe PlayStation și Xbox UFC și... Și atât de fapt UFC. Santosel 07, care a fost prima ta mașină a răspuns și câți cai ai pe pisică, la fel a răspuns, nu știe. Marius V, de când ai mașina? Pisica? Pisica, da. Câteva luni, nu știu. Emilian Mihai, prima întrebare, unde vine Fox-ul? A explicat în... Da, cel mai explic o dată, mă cheamă Vulpe, am fost în Anglia, Vulpe în engleză e Fox și de acolo e Fox. Bine, e Fox, nu Fox-ul. Am pus Fox-ul 23, că nu, numele meu era luat pe care vreau, deci. Și care mașina visurile tale? La fel a răspuns. Marian, ce facem? Uite, stăm. Uite, stăm. Alex Van, Daily Car E36 Coupe, Clio sau Clio RS4, ce ai alege? Păi, eu dețin una dintre variante. Ce crezi? Alex, stai puțin, Piscoran, ce vei pregăti pentru suma de 100.000? Câți abonați vrei să faci anul acesta? Vreau să fac 50.000, iar la 100.000... Nu știu, o să fac ceva ce nu ați mai văzut pe YouTube. Mă gândeam să cumpăr două mașini să le fac așa. Sau, nu știu, habar n-am. Cazacul Andrei... Ce aș putea Andrei... să fac? Vreau să iei ceva special. Poți să faci asta cu două mașini și gen, să-ți iei așa un costum și o cască în cap. Să intri frumos una într-o. Da. Cu unghiuri diferite. Și bam, bam, bam. Doi șoferi. Da. Sau mai iau pe cineva cu mine, facem drift amândoi și lovim mașini spate în spate și pop. Ce face nu se mai... Nu știu, o să fac ceva special. De la Caza cu Andrei vor urma modificări la pisică, la fel a spus. De la Bogdan Gati 4, cât crezi că poate să coste tinigeria la un E46 Coupe? Din nou, nu mă pricep la prețuri, la... Mie îmi place să stric. Nu se repar. Andrei Dobre, ne dăm la băneasa când te prindem. Ne dai la băneasa când te prindem. Dacă ai peste 18 ani, poate. Dacă nu ai, nu am cum să... Am explicat. Dar nu vreau probleme cu părinții tăi.
E complicat acolo. Cosmina, 27, de ce ai ales? Bagi bani în mașină. Fiecare e cu problemele lui, nu? Poate unii joacă la aparate, poate alții colecționează timbre. Mie îmi place să mă învârți, să bag bani în mașină. Ce? Am auzit să te râs. Nu mi-am uitat. M-am auzat niște întrebări pe care le-am sărit. Că general am ce mai... N-am pe cum să le zic. Pe ce întrebări? Mai era una pe aici, unde e? Și mi-a rămas în cap când citeam următoarea aia întrebare. Unde mă, că era pe aici? Nu mai știu, ți-l arăt după că le-am pierdut. Ok. Unde e? De la Mane Adrian Gabriel, vei face drift cu o mașină? Băi, dar e cu așa ceva? Băi, citește întrebarea, nu înțeleg. Vreți de întrebarea lui? Nu. Ah. E criza care se continuă. Nu mai e bucat, amate. Gata, mă. Bă, dar nu știu ce am. Drift cu o mașină din 91 sau cu o puturoasă cândva? Am făcut drift cu 1.6 acum un videoclip sau două și mașina mea e de 97. Adică, și ursul meu era din 86, adică am făcut... Mamă, 86. Da. Case Urtonel, te dai. Nu mă, tu te dai. Mihai Lovici, 19, unde muncești, a răspuns. Da, tase 2-3-4, dacă ai avea un buget. Bă, da. E un băieb de la bun. E de la biserica asta, de sunt aici. Nu știu, mă, drage, da. Dacă ai avea un buget nelimitat, ce ai pune pe biserică? Turbo sau compres? Turbo. Mamă, că e cel mai nereușit video să mă... Pentru mine. Nu înțeleg ce râd. Nu știu, mi-a venit așa. O să zic ăștia că am probleme, știi, mult? Probabil, dai să... Bă, să știți, n-am probleme. Dar câteodată ai criza aia de râs. Așa, de la David Pentelei. Hai să facem un vlog cu 330D. Asta e DDB-ul. Facem, frate. Doroftei GT, gen bunătății vei aici la pisica, răspuns. De la MMM Mihai Capa, o să faci fan meeting, go. Păi de la turul ăla pe care o să-l facem. Băi, nu știu, adică eu aș face fan meeting, dar nu știu cât s-ar strânge și cine ar veni. Eu zic să scoatem tricouri cu Fox. Dacă aș scoate tricouri cu Fox, ați cumpăra? Un merch de la, ați fi interesați. Lăsați în comentarii. De la Andrada, mă, câte punctare. Așa, de câte ori ai lovit mașina? Niciodată. Care din ele? Niciodată. Niciodată. El e lovit. Adică dacă am sărit o dată în altă parcare, dar n-am văzut de cum. Deci teoretic am lovit-o. Mercedes-ul e al tău, de la Mateo Obretin. Nu, e al meu închiriat. Andrada, din nou aceeași întrebare, așa. Iar aceeași întrebare. Ce mașini ți-ai dori, de la Re Alandriu? Ai spus. Așa, Rechino cu capa, E36 2.8 pentru 18 ani. Bă, frate, dacă mergi încet și ai grijă, e ok. Dacă nu și ți se pare că ești nu știu ce pilot de nu știu unde, nu-ți lua mașina, că o să mori. Da. Doamne ferește. Puternic. Ai soră, frate? Da. Așa, tot de la Andru, ai iubită? Nu. De la Ulucu GTI, te fac o liniuță cu un Matiz. Cred că e a treia propunere cu Matiz pe ziua de azi pe care am primit-o. Da, oricum eu nu fac liniuțe, nu-mi plac. Și cam astea au fost cele 23 de pagini de întrebări. Am filmat 40 de minute. Asta... Nu cred că e. Nu cred că e. Uite, nu știu ce mi-e scrie acolo. Păi da, 40, nu cred că există. Nu știu dacă m-am uitat vreodată la un video pe YouTube care are 40. Asta e, cred că e cel mai toate lung. Toate întrebările răspunse. Cel mai lung video Q&A de pe YouTube.
N-am văzut niciun YouTube, niciun YouTuber n-am văzut să răspund la toate întrebările. Da, nu, că nu, sunt sărite, da. Bine, și ne-am răspuns toate întrebările, erau întrebări, deci. Da. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, lăsați un like, un comentariu, dați share, dați subscribe, aprindeți clopoțelul ăla ca să primiți notificare. Foc, și ne vedem în videoclipul următor. V-am pupat.